Bună seara la toată lumea! Ce faceți, dragii mei? Cum sunteți? Sper din suflet că sunteți toți bine. Nu mai pot să intru chiar în fiecare zi, dar când am timp, îmi fac timp pentru voi și intru ca să vă încânt sufletele cu ce știu eu și ce se mai întâmplă, să vă povestesc vis-a-vis de ceea ce fac eu. Dragii mei, eu astăzi, în această seară, de fapt, vreau să vă fac o etalare cu ceara de la lumânări pentru destinul fiecăruia, da? Pentru cei singuri, pentru cei în copie, se referă doar la dragoste. Voi face o etalare în două variante, lumânarea verde, lumânarea galbenă, depinde de fiecare cum vă încadrați. Vă voi face o etalare vis-a-vis de destinul vostru. Să vedem dacă aveți destin ca și femei, da? Dacă aveți farmece făcute în destinul vostru pe dragostea voastră și să vedem dacă aveți cununile legate, dacă aveți soartă lăsată de la bunul Dumnezeu, da? Să nu uităm că eu mă rog pentru voi toți, da? În special când mâine, că este Sfântul Ioan, da? Ioan Botezătorul, l-am mulțat la toți Ioanii și la bărbatul meu, că și pe el îl cheamă Ioan. Și bineînțeles că sunt și sârzienele, unde se fac ritualul, bineînțeles, de dragoste, de întâlnirea destinului. Puteți să vă aprindeți toate o lumânare, cele care doriți să aflați care este destinul vostru și în această noapte vă scrieți numele pe lumânare, lumânarea să fie ori alb, ori roșie. Și poate că visați cine știe ce, lăsați lumânarea să ardă la pervazul unui geam, dacă aveți perdele și vă este frică, dacă nu în fața ușii de la intrare, scriindu-vă pe această lumânare numele vostru și vreau să întâlnesc adevăratul destin, da? Dedicați această lumânare Universului și acestor minunate zile de sârziene, unde se poate vedea destinul exact ca și Sfântul Andrei. Așa că eu mă rog în special, mă voi ruga până pe data de 27 pentru dragoste, special pentru dragoste. Ce înseamnă asta? Dezlegările farmecelor care sunt făcute pe dragostea voastră, dezlegări de cununii, împreunarea persoanelor care sunt destinate și sunt despărțite prin farmece. Lăsați-vă sub acest video, sunt foarte ocupată cu rugăciunile, da? În fiecare seară mă rog, stau un pic mai bine, să zicem așa, hai că toate vor trece până la urmă, nu mor cai când vor câinii, nu? Nu mor cai când vor stăpânii, nici cum se zice proverbul ăla, nu mor câinii când vor stăpânii, da? Și nici cai. Așa că să lăsăm în pace pe cei care sunt răi și invidioși și noi să mergem mai departe pe drumul nostru cu Sfânta Crucea Domnului nostru Iisus Hristos și cu credința. Cu credința răzbatem totul în viață și să nu uitați că cei mai buni prieteni ai sufletului vostru, prima de toate, este Domnul nostru Dumnezeu din ceruri, Sfântul Duh, Sfânta Fecioară. Ei sunt cei mai adevărați prieteni ai noștri și după aia vin cei de pe pământ. Așa spun eu mereu, că cea mai mare familia mea este în primul rând Dumnezeu, Domnul Iisus, Sfânta Fecioară, Sfinții, Îngerii care mă protejează și restul vin ceilalți de pe pământ. Așa se spune, da? Dacă vreți să vă meargă bine, spuneți chestia asta mereu și veți vedea că Dumnezeu se va lumina de bucurie, că voi îl nominați și îl considerați ca și familia voastră de prim rang și va fi bine. Hai să terminăm cu vorbăria. Eu voi începe cu prima variantă, cu lumânarea verde. Și voi începe în primul și în primul rând, voi face o cruce în pahar, voi începe în primul și în primul rând pentru cei care sunteți singuri. Hai să vedem. Toți cei care sunteți singuri, ce se întâmplă, are o valoare de 3 luni această lectură generală. Ce se întâmplă cu toți cei care sunteți singuri? Dacă aveți soartă de la Dumnezeu, ia uite că lumânarea s-a stins. Aici mi-apare o verghetă ruptă din prima, deci este clar că există cununii legate. Poate că s-o stins și din cauza suflului meu, am aprins-o din nou. Haideți să vedem. Pentru cei care sunteți singuri, dragii mei, dragile mele, ce mi se arată aici? În primul rând v-a spus o verghetă ruptă. Sunteți mulți, multe femei care ați fost despărțite din cauza că ați avut ceva cununii legate sau poate că
sunteți singure din cauza că nu vă puteți întemeia o relație de lungă durată pentru că aveți cununile legate de foarte mulți ani. Și oricât ați vrea să aveți o relație, nu o puteți avea din cauza acestei rupturi, pentru că se arată că cineva, undeva, cândva, poate când era strinere, vi-a făcut ceva lucruri necurate cu această verghetă ruptă, probabil v-a legat cu unile sau v-a îngropat la mort, cum se mai spune, sau cine știe cu ce a făcut, sau a îngropat într-un loc pustiu și nu puteți să vă întâlniți destinul, da? Dar eu văd totuși că o ciupercă apare. Ce înseamnă? Sunteți dați să aveți destin pe fața pământului, dar, bineînțeles, va trebui să rezolvați această problemă. Mă mai uit odată pentru voi toți cei care sunteți singuri. Singure, de fapt, că mă refer mai mult la femei. Cele care sunteți singure, unele dintre voi sunteți singure pentru că ați fost dezamăgite și ați ales să fiți singure, da? Ați ales să fiți singure pentru că ați fost dezamăgite într-un anumit trecut și din cauza asta nu mai aveți încredere niciun bărbat și chiar dacă sunt bărbați care roiesc după dumneavoastră, nu vreți să aveți pe nimeni din cauza acelei dezamăgiri. Ar trebui să vă mai deschideți un pic și să lăsați ca iubirea să intre în viața voastră, pentru că fără iubire pe fața pământului suntem nimeni, da? Alte persoane veți întâlni într-un punct care poate să însemne un an de zile pe cineva și puteți să ajungeți la o anumită căsătorie. Unele dintre voi sunteți singure pentru că v-ați despărțit de un bărbat care v-a trădat. Da, v-a trădat, l-ați prins că v-a trădat și aveți unele aventuri doar, dar nu aveți relații serioase. Vă spun că și voi veți întâlni pe cineva la un drum și veți avea o relație mai de lungă durată, da? În unele situații mi s-au arătat cununile legate, în unele situații sunteți singure din cauza dezamăgirilor, a supărărilor și în alte situații îmi arată că veți întâlni pe cineva la un drum lung. Haideți să vedem pentru toți cei care sunteți într-un cuplu, da? Femeile care sunteți într-un cuplu de ceva ani, să vedem dacă veți rămâne cu partenerul, da? Aici mi-apare un cuplu foarte stabil, dar apare și un ciocan. Poate că aici cineva comandă, poate că el ca și bărbat comandă și voi ca femei, de frica singurătății, de frica ca nu cumva să-l pierdeți, ascultați de acest om, dar este o relație un pic toxică. Eu nu văd o relație, cum să vă zic eu, o relație de destin, este doar o agățare de o anumită situație, poate că vă agățați de acest bărbat pentru că îl iubiți foarte mult, se vede aici, dar cu acest ciocan, treaba voastră, cum faceți, dacă vă place să stați la picioarele lui, pentru că aici este o relație posesivă din partea acestui bărbat. Poate că la început nu a fost așa, dar eu văd că el în unele situații, în unele cazuri care vă încadrați, văd că el este un om foarte taie și spânzură și voi trebuie să ascultați. Văd că aveți momente, poate că ați avut momente că ați vrut să-l lăsați și v-ați reîntors. Da? Aici este o situație un pic așa și fără destin, dar oricum sunteți împreună. Ia să vedem în alte situații ce se arată în cuplu. Aici în cuplu, aici mi-arată că voi doi v-ați întâlnit la un drum lung în țară străină și ați format și formați deja un cuplu, ok? Da, este o relație destul de ok și văd că este de destin, da? Acest bărbat este destinul dumneavoastră cu mici escapade, să zicem așa, de caractere, dar veți rămâne împreună, da? Și mi-apare un L foarte mare, acum s-a format din ceară un L, poate că sunteți cu inițiala de L, poate că sunteți în Londra, da? Poate că sunteți într-un oraș cu L, într-o țară străină, da? Eu văd că rămâneți împreună, nu vă despărțiți și s-ar putea să ajungeți la o căsătorie, doar că sunteți foarte supărată că nu puteți să faceți copii, da? Duceți-vă și faceți-vă controle un pic mai amănunțite, pentru că copilaș va apărea și va fi un băiețel. Și după ce veți naște acest copil, vă veți căsători, da?
hai să vedem în căsătorii, da? Cei care sunteți, cele care sunteți căsătorite, ce mi se arată mie pentru voi în căsătoria voastră, da? Da, verghetele unite, sunteți destinați, sunteți într-o căsătorie trainică, a încercat cineva să vă despartă, o femeie, poate să fie soacra dumneavoastră sau cumnată sau cineva a încercat cândva în trecut să-și bage nasul, eu văd că până la urmă v-ați rezolvat această situație și ați rămas și rămâneți împreună. Aici sunt și copii, vreo 3 copilași la mijloc. Chiar dacă devine o obișnuință, este o căsătorie de lungă durată, da? Și văd că nu sunt probleme în ceea ce mi s-a arătat aici. Vom vedea aici ce se arată pentru cele căsătorite de mult timp sau de o perioadă de timp. Aici, din nefericire, mi-arată că el, bărbatul, este plecat undeva și voi stați pe loc. Poate că el este plecat cu munca, pleacă cu munca sau este în țară străină și în ultimul timp, cam de vreo 2 ani, s-a schimbat. Da? Și sunteți foarte supărate ca și femei că nu înțelegeți schimbarea lui, pentru că a intervenit o altă femeie și l-a zăpăcit de cap. O femeie a intervenit. Relația încă este în picioare, da? Aici nu pot să văd copilaș, că nu mi se arată, doar că el este plecat ori la muncă în țară străină, ori face drumuri, ori pleacă cu munca și dumneavoastră cam suferiți că nu vă dă atenție. Să știți că schimbările care el le are de vreo 2 ani sunt din cauza unei alte femei care a intervenit, adică amanta, are o amantă și voi bănuiți acest lucru, da? Va trebui să faceți ceva, ori să discutați cu el, dar se pare că nu vrea să discute, închis la ochi, pentru că această femeie nu-i neapărat că i-a făcut farmece, nu în toate cazurile se fac farmece, da? I-a zăpăcit mintea, deci s-a îndrăgostit. Și dacă vreți să recuperați și mai doriți să fiți împreună, va trebui să apelați la preot, să faceți slujbe, toate ce se știa face. Sau să apelați la femei ca mine să salvați această căsnicie, care este păcat, pentru că acest om va iubi foarte mult și a fost o relație super ok. Vă voi extrage și o carte pentru toți cei din această variantă, să vedem cartea ce rezolvare vă dă, ce vă spune, ce vă îndeamnă, ce rezolvări puteți să aveți voi în general pentru singur, pentru cuplu și pentru căsătorie. Ce se arată o carte, da? Hai să vedem ce spune o carte, ce rezolvare vă dă, da? În cazul în care sunteți singure, veți merge undeva în vizită și veți întâlni un bărbaș atent spre blond, care ăsta va fi destinul vostru. Da? În cazul în care sunteți în cuplu, atenție mărită, ce persoane vă intră în casă și pe cine primiți în casa voastră ca și prieten, că se poate da prieten și încearcă să vă distrugă relația. Poate că aveți vizite din partea prietenilor de suflet și încă nici nu bănuiți că există o femeie șatenă spre blondă care vrea să, care îi place de soțul dumneavoastră, soțul, partener, da? În cazul în care sunteți într-o căsătorie, este clar că aici cineva își bagă nasul. S-ar putea să fie chiar soacra dumneavoastră își bagă nasul în această relație, da? Deci pentru cei singuri, pentru cele singure, mă scuzați că tot îmi vine să zic singur, da, se referă așa. Veți întâlni pe cineva în casa unei prietene, la un chef, la o distracție, veți merge undeva și veți întâlni acest bărbat. Pentru cei care sunteți în cuplu, femei, aveți grijă pe la prieten, la anturaj, da? Și pentru căsătorie, aici cineva își bagă nasul în relația voastră, dragele mele. Haideți să vedem. Și pentru a doua variantă, lumânarea portocalie, pentru persoane singure, femei singure. Haideți să vedem. Femeile singure, care sunteți în prima, în a doua variantă, mă scuzați, vedeți, se vede că sunt obosită. Așa, voi care sunteți singure de ceva vreme, veți întâlni un bărbat la locul de muncă.
da? Că sunteți în țară, pentru că nu vă drum lung. Poate că faceți drumul, naveta, cu autocarul, cu autobuzul, cu microbuzul, unde mereți la muncă, lucrați probabil într-o fabrică. La locul de muncă va apărea adevăratul vostru destin, dacă deocamdată nu a apărut și nu aveți destin, nu sunteți cu nimeni, sunteți singure, veți întâlni un bărbat la locul de muncă și vă veți îndrăgosti lulea de acest bărbat și este chiar destinul vostru. Veți rămâne împreună cu el, da? Să mai vedem o dată. Aici mi-apare un blestem, o karmă, da? Va trebui să fiți foarte atente, pentru că poate să apară un bărbat în viața voastră care este trimis printr-o karmă negativă. Ce înseamnă lucrul ăsta? Ca un fel de pedeapsă. Vă veți îndrăgosti super de el, dar el nu este acel destin bun. Se poate... Karmele negative apar în viața noastră nu din cauza noastră, din cauza păcatelor părinților, din cauza păcatelor bunicilor și vine acest om să vă pedepsească, da? Sau poate să apară că l-a trimis cineva prin farmece, adică cineva că de apare blestemul ăsta, vă bleastă-mă să dea Dumnezeu să întâlnești pe nu știu cine, nu știu ce, să te bată, să nu știu ce. Uite, voi veți întâlni, Doamne ferește, poate nu pentru toată lumea, atenție mărită, pentru că la început acest individ se va comporta super ok, el este de la un drum, poate îl întâlniți prin intermediul internetului, da, că acum mai nou se funcționează cu tehnologia asta modernă și aveți foarte mare grijă că el va veni să locuiască la voi în casă, nu voi să mergeți la el, da? Și vă spun eu că după aia veți lua bătăi și multe altele, să apucă și umblă cu bagaboante. Dacă simțiți că asupra dumneavoastră planează un blestem, da? Și vă simțiți nenorocită, v-ați mai avut relații în trecut care au fost sub semnul răului, să știți că ciclul se repetă până nu veți face o dezlegare de karmă pe moși strămoși. Nu veți întâlni adevărata soartă, pentru că aici este un blestem ca să întâlniți doar oameni prăpăstioși. Alcool, ce știu eu, bătăi, anturaj, violență verbală, fizică. Din nefericire, aici sunteți multe persoane, multe femei care aveți acest blestem karmic și trebuie rezolvat acest blestem karmic. Da? Să vedem în cupluri. Hai! Să vedem pentru cele care sunteți în cuplu de o perioadă de timp, da? Că locuiți în casă sau nu, ce știu eu. Aici văd un cuplu destul de stabil, dar cu foarte mare gelozie. Sunt gelozie la mijloc, da? Orică femeia e geloasă, orică el e gelos, da? Foarte multe certuri. Nu sunteți destinați și totuși stați împreună, vă legați unul de altul, dar până la urmă vă veți despărți pentru că nu sunteți destinat. El va pleca cu altă femeie, ceea ce a și mai făcut în trecut, l-ați iertat pentru că l-ați iubit, dar încercați să înțelegeți că nu este sufletul pereche. Eu văd aici că femeia a încercat să-i facă ceva la acest bărbat, dar n-a reușit. Poate că ați apelat undeva să-i faceți ceva la acest om să se schimbe, pentru că el are un caracter, oscilează într-un caracter așa, nu are farmece, nu are nimic. Dacă vi s-a spus lucrul ăsta, să știți că a fost păcălit, este practic caracterul lui de așa natură, dar sunt foarte multe gelozii și foarte multe certuri. Există o iubire, dar sunt și certuri și vă spun că nu vă este destinat acest om în cazul în care vă încadrați în ce vă spun eu aici, da? Hai să mai vedem. Aici, chiar dacă sunteți în cuplu, mi-apare un copil la mijloc, da? Poate că aveți un copil cu partenerul dumneavoastră. De când a apărut acest copil, a apărut ceva probleme, da? Deocamdată sunteți împreună, văd că locuiți într-o casă, ok, care stați la etajul 2, ceva balcon cu flori, mi-apare mie. Poate vă întrebați de unde mi-apare, pentru că eu am și clar viziune, pot să văd lucrurile astea.
Și vreau să vă spun că nu vă despărțiți, sunteți destinați, vă cade pe linia destinului, dar o să vă mai cadă și un alt bărbat. Poate că pe viitor vă veți îndrăgosti de un alt bărbat și o să fiți foarte confuze, nu o să știți ce să faceți, cu cine să rămâneți. Eu vă spun că tot cu el veți rămâne, pentru că vă este destin. Acel bărbat care apare este doar o pierdere de timp pentru el, nu este, cum să vă zic eu... Vă veți îndrăgosti într-adevăr de el, pentru că veți avea inima ruptă în două, da? Dar asta pe viitor, poate peste un an, poate peste doi. Dar este o dragoste așa, cum să vă zic, o trecătoare. Poate dumneavoastră o să vedeți o dragoste foarte mare, da? Hai să vedem pentru căsătoriți, da? Pentru cele căsătorite, să vedem ce vă spune. Dacă sunteți cu inițiala A, mi-apare un A, s-a format un A din ceară, da? Câteodată se formează și inițiale, da? Ați trecut prin foarte multe greutăți împreună, din nefericire acum soțul este un pic bolnav, da? Nu văd moarte, nu văd nimica, dar văd că este o relație lungă de durată, cu respect, cu înțelegere, cu familie unită. Sunteți voi ca femei un pic supărate pentru boala soțului. Dacă îl veți duce la specialiști și veți descoperi ce fel de probleme are, poate deja știți, nu se va întâmpla nimic. Dar dacă nu faceți nimic și stă așa, da, există șanse să-i cadă o cumpănă să moară, da? Sunteți destinați cele cu inițiala de A, pentru că mi-a apărut una. Veți rămâne împreună cu acest bărbat până la sfârșitul vieții. Aici s-a format un cuțit, da? Sunt niște discuții, niște certuri, niște gâlceve la casa voastră. Chiar dacă sunteți căsătoriți de o perioadă de timp lungă, zic eu, 10 ani, 15 ani, 20, poate 12, poate 9, îs ceva probleme de neînțelegeri, certuri, scandaluri. Dar aceste certuri și scandaluri vi le creează familia bărbatului, da? Din câte văd eu. Aici sunt ceva discordii. El este ori prea mămos, ori ascultă prea mult de mama, de tata, de frate, de soră. Este ușor influențabil acest om. Dumneavoastră ca femeie doriți binele. Aici văd doi copii, s-ar putea o fată și un băiat un pic mai mărișori. Doar că sunteți foarte supărată și ați obosit ca să stați să explicați, să stați să înțelegeți, pentru că aici are foarte mare legătură din nefericire cu familia la, din partea lui de neam de sânge. Da? Nu sunt neapărat farmece, dar sunt influența familiei care nu va suporta niciodată de când el v-a luat. Da? Poate că o perioadă a stat la ei în casă, după aia ați plecat pe treburile voastre, dar oricum aici este o căsnicie cu probleme, cu certuri, din cauza familiei la soț. Da? Haideți să vă extract și vouă o carte pentru general, singuri, cuplu și căsătoriți, să vedem ce vă spune cartea. Să vedem vouă ce vă spune aici. Hai să vedem, ia uite, vezi? Ce vă spuneam eu vouă, că la toate ce veți întâlni destinul, ia uitați, am tras fix cartea căsătoriei. Cele care sunteți singure, veți întâlni pe cineva și vă veți căsători cu siguranță, da? Oricum, puneți-vă o dorință când vă uitați la acest video, pentru că, având în vedere faptul că a ieșit cartea căsătoriei, există șanse mari să se îndeplinească și să vă căsătoriți cu cel pe care îl iubiți, în cazul în care vă este destinat. Dacă nu vă este destinat, cum am văzut eu acolo în cuplu, iubire mare, gelozie, dar nu este destin, puteți să faceți ce vreți că nu se va întâmpla. Se va întâmpla probabil pe moment, dar dacă nu este scris să fiți din partea Universului și a Divinității, nu veți rămâne împreună. Foarte frumos, cartea căsătoriei, cu această ocazie să nu uitați că eu mă rog, dragele mele și dragii mei și voi bărbații, dacă doriți să apelați cu încredere, ca să apară în viața voastră adevăratul destin, voi face acest lucru până pe data de 27, așa că lăsați sub acest video
mesajele voastre vis-a-vis și dorințele vis-a-vis de dragoste, da? Și dacă voi scrieți vreau să fiu cu Gheorghe, eu o să mă uit la numele dumneavoastră și o să mă uit la ce spus Gheorghe, da? Dacă vă este destin. Dacă nu vă este destin, nu pot să fac decât o rugăciune ca el să se calmeze sau ăsta. Se va prinde foarte bine pentru cei care sunteți destinați, se va prinde foarte bine pentru cele care sunteți căsătorite și soțul dumneavoastră este plecat la mantă din cauza farmecelor, se va prinde foarte bine pentru deslegările de farmece și de cununii, dar în cazul în care aveți amant și ceva de genul, nu că nu sunt rea și nu vă ajut, eu mă rog, dar să știți că acolo este cu semn de întrebare. Îmi cer mii de scuze că nu mai pot să fiu prezentă în fiecare zi cum era mereu. Am o grămadă de treabă și în casă și plus de asta am avut și unele mici probleme, știți, cu sănătatea. Mi-a găsit unele chestii, trebuie să fac niște tratament, nu sunt chiar super grave, dar oricum trebuie să fiu atentă. Din nefericire nu pot să dorm noaptea pentru că sunt aici ca să vă ajut pe voi. Am și copilașii și căldura de afară. Și dragii mei, dragile mele, nu uitați să lăsați sub acest video mesajele voastre și dorințele referitoare la dragoste. Cu această ocazie vă pup și vă îmbrățișez. La mulți ani la toți Ioanii din lume și la Ioane și la bărbatul meu, bineînțeles, și la toți cei care purtați acest nume sfânt, care el a fost, s-a tăiat capul, ați văzut istoria domnului Ioan Botezătorul, da? Ce s-a întâmplat cu dânsul. Vă pup și vă îmbrățișez și Dumnezeu să vă binecuvânteze.